O partidă foarte interesantă, mai ales după rezultatul de luni dintre FCSB și Șep și 1-1. Craiova, învinsă de FCSB în etapa trecută, are o cotă de 4,75 la victorie, o cotă oferită de Unibet. CFR Cluj considerată clar favorită, cotă 1,87. La remiză avem cotă 3,25. Să spunem că sunt 295 de variante de pariere disponibile pe platforma Unibet. În ultimele 3 etape, CFR Cluj a condus la pauză și a și câștigat, de aceea o să vedem și alte cote, o să vorbim de ele. Pentru varianta nu înscriu ambele echipe, cotă 1.65. CFR, să spunem, a câștigat în ultimele 3 runde cu scorul de 2-0 și, uite, un scor corect de 2-0 are cotă 7.50. Cel pe care l-am încercat și la meciul cu Dinamo de săptămâna trecută. Plus că două din ultimele 3 succese ale CFR-ului cu Craiova au fost cu acest scor de 2-0, deci ți-am spus că de regulă atunci când văd asemenea apropieri, asemenea similitudini, de regulă risc să pariez pe un scor de genul acesta. Poate fi o variantă, Bogdan, pentru că eu cred în superioritatea CFR-ului în acest meci. Se întâmplă un fenomen foarte interesant. Noi avem un coleg la site care monitorizează cotele din aceste meciuri echilibrate, din meciurile de top, și monitorizează mișcarea de cote din momentul în care acel meci este introdus în oferta de pariere până la ora meciului. Ei bine, cota CFR-ului începuse de la 2. 2.02 a fost prima cotă atribuită CFR-ului. Ieri seară ajunsese la 1.95, acum este deja 1.87. Agențiile de pariuri scad cota CFR-ului pentru că este un volum mare de pariuri plasat pe ardeleni. Nu prea are nimeni încredere în Craiova, Bogdan. Să nu uităm contextul acestui meci. Craiova a pierdut titlul în sezonul trecut, în ultimul meci al campionatului, chiar împotriva CFR-ului. Exact. Ardelenii au venit cu plusul de experiență și de valoare și și-au impus jocul. Din punctul meu de vedere, CFR e o echipă la fel de puternică acum, însă mie Craiova mi se pare mai slabă decât în sezonul trecut. Bergodi mi se pare un antrenor mai bun decât Corneliu Papură. Nu cred că actualul antrenor al Craiovei poate să facă față pe banca echipei și cred că va fi înlocuit în viitor. Nu e o situație grozavă la Craiova. Absența lui Colici, foarte, foarte, foarte importantă. Atacul oltenilor pe mine nu mă convinge, chiar dacă acolo e un Cicâldău, un Nistor la mijloc care creează faze foarte bune. Per total, CFR mi se pare mai bine legată, mi se pare o echipă mai experimentată și care are, să spunem, și avantajul terenului propriu. Totuși, chiar dacă nu sunt spectatori în tribune, contează să ai niște condiții familiare de joc. Și am văzut câteva cote foarte interesante, având în vedere că CFR a câștigat 4 din ultimele 5 dueluri directe. Eu aș miza pe echipa gazdă și pentru pauză sau final 1, avem cota 1.65, este disponibilă la toate agențiile de pariuri, este un plus de siguranță. Poate CFR-ul conduce la pauză și stăm deja liniștiți, nu mai așteptăm și repriza secundă. Uite, mi-a sărit în ochi și egalul la pauză, e o cotă de 1.96, o cotă sub 2. De regulă, spuneam, când vedem asemenea cote, sunt șanse destul de mari să vedem o remiză după 45 de minute. O să vedem și alte cote. CFR să marcheze în ambele reprize, o cotă pe care o recomand. Cât e, Bogdan? 3.55. Oh, cât de generos! O cotă foarte bună, sau 1 pauză, 1 final. Este un alt pont pe care îl recomand, cotă 3. Și uite, peste 6,5 cartonașe, cotă 1.97. Să spunem că în ultimele 3 etape media de cartonașe în jocurile CFR-ului a fost de peste 7 pe meci. Deci o cotă de 1.97 este foarte bună. Știi ce mai contribuie la acest pariu, Bogdan? E și oboseala acumulată. Știm foarte bine această meteahnă a echipelor românești care cu greu se adaptează la un program aglomerat de meciuri și deja vedem niște voci de prin bănie care cumva găsesc deja scuze pentru un eșec la Cluj. Spunea Sorin Cârțu că joci duminică și joi într-una, se simte asta în prestația jucătorilor. De obicei, când vin două echipe consumate fizic, cumva au o timp de reacție mai lenți, se întâmplă mai multe greșeli individuale care pot duce la faulturi și știm foarte bine că arbitrul acestei partide va avea de multe ori ocazia să scoată cartonașul galben. E un pariu interesant, mai ales că e o linie mare asta, 6,5 cartonașe, ar trebui să-ți dea de gândit. Dacă linia e atât de sus, înseamnă că sunt șanse foarte bune să vedem un duel încrâncenat. Și știm cum a fost și ultimul meci din sezonul trecut, Bogdan, a plouat cu cartonașe. Exact, asta voiam să subliniez. Uite, și pontul redacției noastre este un pariu combinat. Peste 1,5 goluri și sub 11,5 cornere la o cotă de 2.02. Așa cum bine știți, la Unibet puteți paria și cu ajutorul opțiunii creare pariu. Avem această cotă excelentă, cotă 2.02, să vedem maximum 11 cornere și măcar 2 goluri în meci. Alex, alte sugestii pentru această partidă?
Aș paria pe cel puțin 3 goluri marcate, pentru că avem o cotă aproape de 2, mi se pare foarte bună. Și cred că va fi un meci în care Craiova va ataca Victoria, dar are probleme în defensivă Universitatea. Eu cred că CFR-ul va profita de asta. Mă aștept să vedem un derby mai spectaculos de această dată, pentru că ultimele dueluri, mă refer la meciurile CFR-ului, ultimele meciuri jucate cumva sub cheia precauției. Edi Iordănescu e un antrenor foarte pragmatic. Dar de această dată stilul mai avântat al Craiovei cred că o să favorizeze pariurile pe goluri. Și deși spuneam că au fost multe cartonașe în ultimul meci, Bogdan, au fost doar 3. Eu mă referam la partidele anterioare. A fost ultima vizită a Craiovei la CFR, dacă mai țin minte, un 3-2, când Mihail reușea un gol fabulos și până la urmă CFR-ul câștiga cu golul lui Cicâldău. Atunci au fost 6 cartonașe galbene. Eu aș mai paria aici pe deschiderea de scor după minutul 27. Este o opțiune mai atipică, să spun așa, dar mă aștept să se dea goluri mai degrabă în repriza a doua și a juca și peste 1,5 goluri în partea a doua a meciului la o cotă de 1,87. Da, uite, o partidă foarte echilibrată, foarte interesantă la vârf, se anunță și în Spania, așa cum este și în Liga 1 la CFR Cluj cu Craiova.